Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. Continuăm discuția pe care am avut-o în emisiunea precedentă cu Ștefan și Ioana Balic. Bine ați revenit. Bine. Sunt misionari în Spania. În emisiunea precedentă au împărtășit cu noi modul în care Dumnezeu i-a chemat în lucrare. I-a chemat pentru prima dată în El Salvador să lucreze, să slujească acolo, să învețe mai mult despre misiune și apoi cum Dumnezeu a călăuzit pașii lor spre Europa. Sincer să fiu, în momentul în care ei ne-au vorbit despre posibila întoarcere în Europa, am avut ezitări. Am avut ezitări nu pentru că Europa n-ar avea nevoie de misionari, ci pentru că nu știam cum bisericile vor înțelege, vor percepe această dorință, dacă vor avea susținerea bisericilor românești pentru slujirea în Europa și mai ales în Spania, unde sunt ei acum misionari. Pentru că Spania este o țară care oferă locuri de muncă. Spania nu este privită de către biserici ca un câmp de misiune. Europa încă nu este privită ca un câmp de misiune și de aceea este dificil pentru misionari să obțină suport. Așa că, chiar de la început, aș vrea să prezint câteva grafice legate de Europa și să le comentăm împreună cu Ștefan și Ioana pentru a vedea cât de mare este nevoia de misiune, de implicare în Europa. Vă invit să privim acest grafic și să-l discutăm împreună, Ștefan. Mai mult de 60, aproape 70% din populația Europei este alcătuită din creștini cu numele. Apoi, peste 20% sunt agnostici, atei, oameni fără credință, aș spune, Secularizații, secularizații. deși procentele sunt mult mai mari din punct de vedere Și al sunt în impactului, creștere. absolut. Apoi, iată, musulmanii au ajuns deja la 6% pe întreg continentul, iar numărul evanghelicilor, acelor care cred în Isus Hristos ca singurul mântuitor, singura cale, numărul lor este foarte, foarte redus. Se pare că ar fi undeva în jur de 2%. Iar acești 2% au de înfruntat acest uriaș al oamenilor necredincioși sau cu o religie deformă. Pare paradoxal, însă noi suntem acum exact în perioada de început a expansiunii creștinismului în Imperiul Roman. Și fac Deci este această. oarecum o reîntoarcere Da. la situația de acum 2000 de ani. Îmi permit această analogie pentru considerentul foarte, să zic așa, deja acceptat unanim, chiar și de confesiunile pe care eu le consider tradiționale și nu creștine, tocmai pentru că vin din această sferă. Creștinismul primitiv, deci al perioadei de început al bisericii, a fost, chiar când s-a denumit, a fost foarte clar distins de celelalte religii. Însă, bisericile tradiționale, tocmai pentru că am trăit în mijlocul lor, bisericile tradiționale au preluat în timp, în timpul acestor peste 1500 de ani, de când biserica a avut o expansiune așa de mare în Imperiu, în Europa și, bineînțeles, în Asia Mică, până când islamul a intervenit și a curățit foarte multe dintre aceste zone. Acest creștinism nominal pe care le identificăm astăzi este dezgolit de valorile creștine. Și asta este principalul factor care a dus Europa la o secularizare așa de puternică. Și mai ales după al doilea război mondial, este un aspect deja unanim acceptat și de antropologi, dar și de sociologi, continentul nostru s-a desacralizat într-un mod de neimaginat. Dacă ne gândim că comunitatea europeană însăși nu recunoaște rădăcinile creștine ale Europei, asta e o demonstrație clară că noi avem o direcție cu totul și cu totul alta decât cea pe care au lăsat-o așa numiții Sfinți Părinți sau cei care sunt identificați ca părinții Europei. Și aici cred că o bună parte de vină o purtăm tocmai noi creștinii. După ce am privit din nou la această stare a Europei, care arată marea, mare nevoie de reevanghelizare și de aducerea cuvântului lui Dumnezeu oamenilor,
vreau să ne ducem mai aproape de locul în care voi slujiți, Spania. Care este situația Spaniei în privința numărului de evanghelici, oameni religioși, fără religie și mai ales care este numărul musulmanilor acolo și cum crește el în ultimii ani? Care este zona în care există cel mai mare procent de musulmani? Spania este o situație pe cât de, să zic, controversată pentru foarte multe surse de informare, mai ales la nivel de recensăminte, pe atât de, să zic, emblematică pentru Europa. Este țara catolică care a dat, în decursul ultimelor 5 secole, cei mai mulți colonizatori care doreau oarecum să extindă și, să zic, viziunea Bisericii Catolice pe care ei o reprezentau. Și în momentul de față este țara cea mai secularizată a Europei. Un punct în favoarea acestei afirmații este că este țara cu cea mai mică taxă de fertilitate. Da, cea mai mică rată de natalitate. S-a desacralizat atât de mult această țară, eu am putut să o notez doar stând în mijlocul lor, deși aveam deja unele statistici. Catalunia, de pildă, unde suntem noi, este o regiune unde aproape 90% din populație se consideră indiferentă la fenomenul religios. Chiar dacă nu toți 90% sunt atei sau agnostici, din acești 90%, poate mai bine de jumătate nu vreau să aibă nimic de a face cu fenomenul religios. Cum crezi că s-a ajuns aici? Pentru că noi știm din istorie, Spania a fost o țară în care prezența catolică a fost foarte, foarte puternică și evidentă. Dacă mergem la sursele, să zic, istorice, istoriografice, vedem că Spania, chiar de la început, a fost o zonă în Imperiul Roman, unde invaziile vizigote, celtice și ale celor ale triburilor care au venit din zona Scandinaviei au pus întotdeauna într-o mare problematică, să zic, realitatea creștină deja conturată la începutul primelor două secole din zona Spaniei. Spania a dat însă în Evul Mediu, deci când vorbim despre a doua parte a istoriei creștinismului, a avut cele mai multe probleme datorită Inchiziției. În momentul în care Biserica Catolică, foarte bine, să zic așa, articulată la nivel economic, chiar militar, a dorit să supună viziunii care Roma o dădea la nivel de biserică papală, s-a transformat într-unul dintre instrumentele cele mai opresive ale protestantismului. Știm că lumea protestantă se naște într-o cultură anglosaxonă cu preponderență, însă în Spania a existat una dintre cele mai mari mișcări de traducere a Evangheliei și ne aflăm cam exact în perioada în care au apărut marile descoperiri ale continentelor. Deci, concomitent cu descoperirea noii lumi, lumea spaniolă, în general cultura spaniolă, s-a confruntat cu această situație unde cei mai mulți dintre oamenii de cultură, dintre creștinii care erau în vremea aceea, convinși că Biblia trebuie să fie baza tuturor propunerilor ca revelație a doctrinei și a credinței creștine, au fost cei mai persecutați. Inchiziția în Spania a fost cea mai feroce și se cunosc doar câteva nume, Torquemada și toate aceste realități care au fost în jurul Inchiziției spaniole, au fost de așa natură încât a creat o adversitate față de Biserica Catolică în timp, până într-acolo încât franchismul, deci ultima parte a războiului civil, s-a identificat oarecum cu prezența Bisericii Catolice. Iar catalonezii, care au fost într-o astfel de situație oprimați din toate punctele de vedere, au văzut Biserica Catolică cu o imagine foarte negativă, motiv pentru care ei și astăzi au o adevărată adversitate față de... Deci au respins creștinismul, identificându-l cu Biserica Catolică și... Da. Cu aceste excese, oarecum, ale Bisericii Catolice în Spania. Acum în Spania sunt în jur de 1,5 milioane de musulmani, răspândiți preponderent în anumite zone din Spania. Sunt câteva zone în care este o concentrare mai mare de grupuri etnice
care sunt de religie musulmană. Care ar fi aceste zone? Ioana, poți să intervii și tu? Cred că aici ar trebui să vă spui tu. Deci, cea mai populată zonă, regiune de musulmani este Catalonia. Sunt la ora actuală peste 200 de, am spune noi, comunități unde ei se întrunesc, meschite, cum le spun în limba spaniolă, și au construit deja în ultima vreme chiar și două moschei mai importante în orașe nu departe de Barcelona. Iar ceea ce noi am notat acolo este că vedem o invazie premeditată a celor care vin mai ales din Maroc. Ei doresc să invadeze, să recucerească Spania pentru islam. Este deja un lucru cunoscut la nivel mondial, declarațiile care le fac unele dintre organizațiile islamice. Nu întâmplător, acolo sunt și unele dintre cele mai delicate probleme legate de celulele islamiștilor fundamentaliști. Dar ceea ce ne impresionează este că biserica locală, biserica spaniolă, evanghelică, este foarte nepregătită de această situație. Și totuși avem și o importantă prezență română în această zonă. Deci societatea, politicienii sunt oarecum nepregătiți să facă față acestei invazii. Biserica locală, evanghelică din țările occidentale, este nepregătită. Avem în Spania și o prezență românească puternică și se pare că și bisericile românești sunt absolut nepregătite. Atunci ce se poate face? Dincolo de dorința voastră de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu musulmanilor, care sunt alte proiecte pe care le aveți pe inimă, dorințe care s-au născut în sufletul vostru? Noi relaționăm pentru comunitatea musulmană, sunt foarte importante relațiile. Telespectatorii noștri au mai auzit din mărturiile misionarilor, când mergi într-o lume musulmană, ce important este mărturia personală și relația. Ne rugăm, Dumnezeu a făcut multe lucruri care noi am văzut ca răspuns al rugăciunii prin relațiile care le avem cu ei, încrederea de a veni la noi în casă, de a ne invita la ei în casă. Astea sunt lucruri care noi le desfășurăm practic cu lumea musulmană. O altă dorință care Dumnezeu ne-a pus pe inimă este mobilizarea Bisericii Naționale. Mergem cu lucrarea din partea Domnului și vorbim despre ceea ce se întâmplă și cerem din partea Domnului ca Biserica să fie atinsă. Biserica Națională este foarte importantă să preia această lucrare ca să o desfășoare. Noi suntem trimiși acum de Dumnezeu acolo ca să mobilizăm lucrurile astea, să lucrăm și vedem nevoia musulmanilor când ies din UMA și acceptă pe Iisus Hristos ca Mântuitor de a avea o comunitate unde să se întâlnească. Noi ca misionari nu suntem prigoniți încă în Europa. Există libertatea religioasă care nu știm pentru cât timp va mai fi. Dar ei, dacă lipsesc de la moschee sau dacă văd că au o relație prea apropiată cu creștinii autentici, poate să înceapă să aibă o prigonire verbală, anumite tentative, nu? Sunt mult mai sensibil în direcția asta. Deci principala voastră lucrare acolo este efectiv de a interacționa cu musulmanii, de a-i căuta, de a clădi relații în ideea de a planta în zona aceea o biserică printre musulmani, o biserică capabilă să crească, să se multiplice și să se extindă și să ducă ea însăși cuvântul lui Dumnezeu celorlalți. Lucrarea printre musulmani din Europa nu exclude lucrarea printre musulmani în zone dificile, acolo unde misionarii își riscă viața, unde nu există libertate, aici există libertate. Care este avantajul, dincolo de libertate, avantajul lucrării printre musulmani în Europa? Cred că se poate vorbi din două puncte de vedere, cel puțin. Mi-ar face plăcere să vorbesc din punctul de vedere al interacțiunii cu cultura europeană din partea musulmanilor, care este, poate să fie un enorm avantaj pentru misionarii care sunt aici în Europa față de cei care
pleacă în țările unde ei sunt majoritatea și, bineînțeles, impun cultura lor cu forța. Și din altă perspectivă, poate Ioana să adauge ceea ce vede în interacția, mai ales cu lumea musulmană feminină, cu lumea mamelor musulmane și, bineînțeles, a celor care duc greu familie, pentru că, practic, femeia musulmană este într-o poziție foarte, foarte diferită de cea din lumea occidentală. Eu cred că cultura noastră europeană, în multe aspecte și mai ales în ceea ce privește structura ei socială, are mult mai multe valori creștine decât însăși, să zic, sistemele religioase. De ce spun lucrul acesta? Mă bazez pe niște date foarte concrete la nivel istoriografic. Creștinismul a adus în Europa o atenție a drepturilor omului, cum nu există niciun alt continent. Creștinismul a adus în Europa un sistem social mult mai echilibrat decât orice alt sistem social inspirat din orice altă religie în toate celelalte continente. Și a adus o siguranță a vieții, inclusiv faptul, atenția pentru vârsta, pentru cei în vârstă, pentru vârsta de pensionare, pentru foarte multe categorii sociale care în toate celelalte continente sunt foarte defavorizate și, să zic, neglijate. Asta demonstrează că creștinismul în Europa a reușit să-și împlinească într-o oarecare măsură scopul de la începutul evoluției lui și a permeat societatea europeană într-un mod pe care noi, europenii de astăzi, cu care noi suntem atât de obișnuiți încât nici măcar nu-l vedem ca un beneficiu a tuturor celelalte secole care ne-au precedat. Inclusiv războaiele care au fost în Europa, războaiele religioase, au purificat creștinismul. Acum, noi suntem într-o situație unde creștinismul din Europa se regăsește foarte mult ascuns în praful care a venit asupra istoriei noastre. Și nouă europenilor ne este foarte ușor să suflăm peste acest praf, pentru că chiar cei care vin din misiunile din America Centrală, cei care vin din Asia, cei care vin din Africa, văd lucrurile astea și se miră cum de noi europenii, având toate aceste avantaje pe care ei și le doresc, ei le visează cu creștinismul foarte tânăr pe care l-au în propriile lor continente, cred că și le vor atinge abia peste o generație sau două, sau poate peste secole. Și cu toate acestea, biserica nu-și are încă trezită conștiința că acestea sunt în avantajul unei misionari. Deci tot acest interne. Pachet de care vorbiți voi de avantaje este favorabil și bisericii, absolut. Dar de asemenea creează și cadru ca musulmanii care vin se stabilesc aici să poată să fie mai ușor atinși aici cu vreau să fac o paranteză. Organizațiile neguvernative care există... Neguvernamentale. Neguvernamentale, da, ONG-urile, cum sunt numite, în Europa au o capacitate de adaptabilitate și de a putea veni în întâmpinarea multor populații emigrate, cum și acum datorită războaielor care există în Siria, datorită situațiilor dificile care sunt în nordul Africii, care ajută și pot să ajute chiar propagarea Evangheliei și a valorilor evanghelice și pe noi creștinii ne pun într-o situație mult mai avantajată decât misionarii care se merg de pildă în India, în Asia, în China, acolo unde toate acestea lipsesc cu desăvârșire. Ele sunt un avantaj pentru noi. Ne mai vorbim despre multe alte aspecte pe care eu le notez, mai ales în Spania. E înțesutul social spaniol. O realitate la nivel social, la nivel cultural, la nivel sportiv, dacă mi se permite această, să zic, extindere, chiar și la nivel politic, unde valorile creștine pot fi identificate și pe urmă, bineînțeles, repuse în adevăratul circuit al valorilor și identificate cu sursa Evangheliei. Unde noi putem să spunem foarte clar, chiar și celor care sunt în lumea secularizată, voi spuneți că nu îl mai recunoașteți pe Dumnezeu, nu vă interesează, dar știți că valorile astea, practic, n-au existat înainte de creștinism? Știți că creștinismul însuși și oamenii care au propagat valorile creștine și vă putem confrunta cu Evanghelia, sunt inspirate de un creator, de un salvator, de un mântuitor care a dorit pentru acest ținut geografic o condiție de viață net superioară a ceea ce a moștenit din partea acelor religii care nu erau inspirate de creștinism și confruntarea culturală este mult mai prolifică, mult mai pozitivă, unde islamul este efectiv confruntat. Spuneam că sunt în jur de 1,5 milioane de musulmani în Spania. Căror etnii aparțin cei mai mulți din cei 1,5 milioane de musulmani care vin? Care sunt grupurile etnice mai prezente în Spania?
Ioana? Sunt din Maroc, cei mai mulți. Avem Egiptul, Tunisia, Sahara Occidentală, Bangladeshul, Pakistanul. Cel mai des întâlnit în Spania. Și aici vreau să fac o paranteză. Când stau specific de vorbă cu femeile, se știe că lumea musulmană, femeia vorbește cu femeia, bărbatul cu bărbatul, lucruri religioase doar pe calea asta pot să fie transmise. Ele, când se confruntă cu creștinismul, mentalitatea lor este foarte obscură și se pronunță altfel. Majoritatea femeilor mi-au spus lucrul acesta. Cum pot eu să fiu o femeie creștină? Cum pot eu să trec la religia creștină când pentru mine creștinismul este ceea ce văd în mass media și ceea ce văd în viața de zi cu zi? În cultura latină, femeile se exteriorizează, vorbesc mai tare, îmbrăcămintea este mai sumară, tinerii consumă droguri, îmbrăcămintea este neadecvată pentru religia lor și atunci spun, noi avem sobrietate, și noi avem pentru mai mult ei respect. Asta este creștinismul. Este un pe contrast care și atunci spune, cum aș putea eu să accept o astfel de religie care este total negativă din punctul în care eu mă găsesc și trăiesc. Și atunci întreb, oare de ce gândești tu că creștinismul este acesta? Pentru că informațiile astea le primesc ei. Copiii astfel învață la școală că ăsta este creștinismul. Și atunci am spus, Doamne, trebuie să existe o diferență. Doar când întâlnesc un copil al lui Dumnezeu autentic, mentalitatea lor se schimbă. Deci și ei sunt educați, formați încă de la, exact, de la vârste foarte fragede. Cum să respingă creștinismul contemporan, ceea ce se vede, da, la ora actuală. Și atunci, întâlnind un copil al lui Dumnezeu, se face diferența când noi nu mai vorbim despre religie, ci vorbim despre relație. Este vorba să-L cunosc pe Dumnezeu, Dumnezeul iubirii și Dumnezeul iertării și Dumnezeu care îți dă valoare, sunt lucruri atât de dorite pentru femeile din lumea musulmană și atât de lipsite. Ceea ce văd în mine ca și copilul lui Dumnezeu este ceea ce ea dorește. Este sensul pentru care ar exista și prăpastia este pentru că nu are ceea ce vede în mine. Își dorește, religia ei nu poate să-i transmită lucrurile astea, nu le poate obține și când ajunge să mă cunoască pe mine, de asta spun, este foarte importantă mărturia personală, relația, să vadă modul meu de gândire, speranța, iertarea, iubirea, toate lucrurile care noi le transmitem din inima lui Dumnezeu. Acolo femeile sunt desarmate și spun, tot ceea ce eu îmi doresc și vreau să fiu, este să fiu ca tine și religia mea nu este fără. Și acolo intervine Dumnezeu supranatural în viața lor. Și noi de-aia spun, este foarte important să purtăm aceste femei în rugăciune. Să chemăm numele lui Dumnezeu zi de zi pentru aceste femei, ca să primească convingerea de la Duhul lui Dumnezeu. Și să vadă noi ceea ce în lumea religioasă din jurul lor n-au cum să vadă. Și pentru asta este importantă de prezența copilor lui Dumnezeu în viața lor și de misionari care merg cu scopul ăsta clar pentru comunitatea. De a-L întrupa pe Hristos în mijlocul. Nu o religie, o relație. Oamenilor. O viață transformată de iubire, de iertare. Pentru el este foarte greu conceptul de a ierta pe cineva care a vorbit rău despre mine sau mi-a făcut rău. Și când noi transmitem lucrul ăsta că prin Dumnezeu eu pot să iert și să iubesc și să îmbrățișez, sunt dezarmați. Exact ceea ce ei doresc, să aibă speranța și iubirea care noi o purtăm de la Iisus în inimile noastre. Deci voi vedeți Europa și Spania ca ușă deschisă oarecum spre lumea pierdută, lumea musulmană în special, pentru că iată aceste grupuri etnice unde este greu să se ajungă datorită persecuțiilor, problemelor de viză, economice, aceste grupuri etnice vin aici, aproape, sunt lângă noi. Și nu există riscuri, precum în Pakistan sau Bangladesh sau Afganistan, ca să îi atingi. Nici pentru ei nu este atât de dificil, pentru că nu sunt urmăriți, ca și în țările lor de baștină, de către familie care controlează totul și nu vor să se expună și nu vor să își vadă membrii convertiți și aruncându-se asupra lor rușine și ocară. Dar spuneați voi că bisericile locale
și spaniole și românești sunt nepregătite. Dincolo de lucrarea de zi cu zi, de a clădi relații și de a duce cuvântul lui Dumnezeu musulmanilor din diferite grupuri etnice, cum faceți ca să convingeți, să mobilizați, să echipați, să conștientizați bisericile spaniole și românești că este nevoie să se implice, că este o ușă deschisă, că este un kairos, un moment potrivit în care să iasă din confort, din prejudecăți și să vestească cuvântul lui Dumnezeu acestor oameni care au venit atât de aproape de ei? Pentru mine Spania a devenit o mare provocare. Mi-aduc aminte când eram în El Salvador și trebuia să le prezint multora dintre cei care sunt băștinași, să zic, moștenitori ai culturii spaniole din America Centrală, istoria Spaniei. A fost provocat de Dumnezeu să redescopăr istoria Spaniei și modul în care Spania a fost folosită de Dumnezeu ca o unealtă pentru a ajunge în aceste teritorii care erau dominate de religii atât de idolatre și atât de, să zic, înstrăinate de planul mântuirii. E bine, am descoperit, stând în Spania, că este cu adevărat o poartă imensă pentru Europa din partea Africii. Nu întâmplător acolo islamul a dominat multe secole, considerând o poartă pentru expansiunea prin populația mauritană înspre nord, înspre Franța, aproape că își făceau strategii ca să cucerească Europa venind din mai multe porți. Una dintre aceste porți era Spania, cealaltă era Imperiul Bizantin și, bineînțeles, doreau cu toată puterea, să zic, popoarele islamice să cucerească Europa, cucerind chiar Roma. Ne aducem aminte de lupta de la Lepanto din 1572-74. Islamul n-a pierdut niciodată din vedere că Europa este unul dintre puținele continente pe care nu le domină, nu le-a dominat, pe lângă faptul că în America ei n-au avut acces datorită faptului că europenii au colonizat acolo din plin. Iar Spania este o națiune care trebuie trezită. Așa cum a fost creștinismul, să zic, lovit de inchiziție și de structurile catolice perimate, care s-au îndepărtat de viziunea originală a Evangheliei, Dumnezeu a folosit poporul spaniol. Eu mi-aduc aminte când eram și în Lima și am descoperit asta și în Guatemala, a folosit oameni de mare cultură, care erau permeați, cum am spus, cum e la noi în Europa, cultura e permeată de valorile creștine, ca să atragă populațiile băștinașe la culmile de civilizație pe care creștinismul le-a adus. Eu cred că Spania trebuie readusă, și noi românii poate suntem trimiși acolo tocmai cu o astfel de scop, readuși la izvorul revelației, care este Scriptura. Și Biserica Evanghelică trebuie potențiată, trebuie ajutată de prezența noastră românească acolo, de a-și intra în propriul rol. Imaginați-vă dacă n-ar fi fost misionarii care au venit în Europa răsăriteană și n-ar fi fost oamenii, mai ales din mișcarea evanghelică, care să reîmprospăteze creștinismul nostru oriental. Dacă noi am fi rămas toți, cu toții aici, în zona asta, numai cu Bizanțul sau cu moștenirea fals creștină care ne vine din Bizanț, sau cea a Romei. Noi n-am avea toate lucrurile și extraordinarele cuceriri pe care le avem astăzi din lumea evanghelică. Eu cred că Spania are un rol deosebit și, bineînțeles, toate țările care se vor deschide la o astfel de viziune, de a se reîntoarce. Deci islamul este o provocare pentru însă și Biserica Spaniolă, dar și pentru Europa. Mi-amintesc de cuvintele lui Ioan Damaschin când a apărut islamul. Am apreciat întotdeauna cuvintele profetice din primul mileniu, tocmai pentru că acolo s-a conturat creștinismul care noi l-avem astăzi. Ioan Damaschin era supraveghetorul sau episcopul, cum e recunoscut în istorie, al cetății Damascului. Și el spune, contemporan fiind cu expansiunea islamului, această eroare a islamului, această erezie, este ca un bici din partea lui Dumnezeu peste creștinătate. Dar el poate fi folosit într-un mod benefic să ne trezească, ca și cum noi trezim un cal care trebuie să tragă puternic, sau poate să fie un bici nimicitor pentru cei care întorc spatele lui Dumnezeu. Noi suntem într-o continuă provocare în fața islamului. Și nu e întâmplător că populația islamică se recunoaște în binecuvântarea abramică care le aparțin prin Ismail. Cine face un studiu, pe mine m-a provocat foarte mult să fac un studiu mult mai responsabil și aprofundat în Vechiul Testament asupra destinului lui Ismail. Ce s-a întâmplat cu Ismail? Dumnezeu l-a renegat. Nu are el asupra lui aceeași binecuvântare pe care
Dumnezeu a lăsat-o prin Avram și lui Isaac, chiar dacă rolurile au fost diferite. Deci, iată... Și această frustrare se vede în istorie. Exact. De ce crezi tu că bisericile evanghelice din Spania sau chiar din întreaga Europa nu au niște proiecte bine structurate, bine articulate cu privire la atingerea acestor grupuri etnice islamice care vin în Europa? Iana, tu poți aici da să vorbești despre ceea ce identificăm acolo. Noi am identificat multe prejudecăți, frica, ignoranța și indiferența pentru ei. Puneați întrebarea practic cu ce ajutăm noi comunitatea spaniolă și română. Până acum, Dumnezeu, prin APM, s-au putut face 3 conferințe, se ajută foarte mult prin conferințele de misiune, prin aducerea anumitor misionari din țările cu închidere, țările care este foarte greu să pătrunzi acolo ca misionar, la aceste conferințe, ca poporul spaniol și român să audă. Și ce lucrează cu mare putere este cursul Kairos și grupurile de rugăciune. Când noi mobilizăm oamenii la rugăciune, facem grupuri cu surorile, cu bărbații sau întreaga biserică să se roage pentru această lume și să informăm starea unei femei și a unui bărbat, ceea ce înseamnă religia islamică, biserica se trezește. Am participat chiar la o conferință de misiune la nivel național din Spania și am prezentat lucrarea în biserica în care ne găsim, prezentăm lucrarea și primul pas este că mobilizăm frațietatea la rugăciune. Să se roage și în rugăciune Dumnezeu începe să miște inimile și să vorbească. Când vorbiți de biserică, vă referiți la biserica spaniolă sau la biserica penticostală din Spania sau la ambele? A fost o adevărată provocare și asta pentru noi, dar eu cred că aici tocmai e rolul misionarului. Eu văd oriunde suntem trimiși noi misionari. Noi am primit doar într-o lună de zile o viziune foarte clară și acolo când am fost la Gigea. Noi misionarii nu suntem altceva decât expresia, să zic, dusă la marginile pământului, a ceea ce e viziunea bisericii locale. Și ajungând la marginile pământului, încercăm să facem același lucru pe care noi îl dorim sau l-am dorit, dezvoltat în propria noastră biserică locală. Cum s-ar prezenta biserica locală din România dacă ar avea această urgență a unui islamism extraordinar de invaziv și a unui secularism care începe să domine din toate punctele de vedere? Un exemplu pe care l-am învățat la Gigea este că o viziune începe întotdeauna dintr-o regiune bine determinată. Așa spune și Scriptura. Adevărata misiune n-a început la Ierusalim înspre popoare, ci a început într-o zonă unde existau aceste etnii neatinse de pe vremea aceea. Popoarele care veneau în confluență cu poporul ales. Antiohia s-a prezentat ca o cetate de genul acesta. Acolo s-au și dezvoltat primele viziuni de misiune transculturală. Dobrogea a fost pentru țara noastră. Aici, în Dobrogea, noi am avut cele mai multe etnii, să zic, musulmane, care aveau nevoie de evangelizare. S-a început, a fost un teritoriu unde Dumnezeu ne-a format, ne-a forjat și, iată, misionarii de acolo au început să meargă, fiind formați și pe plan local, deci s-a bazat pe o biserică locală la început viziunea, pe urmă agenția s-a extins și a început să aducă această sensibilizare întregii românii. Imaginați-vă că este exact așa ca și principiul undelor, într-un mare lac. Imaginăm că Europa este un mare lac. Cu cât avem mai multe puncte unde să facem acest șoc de undă, Spania poate să fie unul dintre acestea. Avem un teritoriu unde este peste tot, avem peste tot situația care este în Dobrogea la noi. Noi avem pe turci, noi avem pe tătari, dar avem pe marocani, noi avem pe algerieni, acum mai nou avem pakistanezi, se spune că sunt peste 8.000 de pakistani numai în provincia de Barcelona. Pe când noi în Pakistan să trimitem misionari este extraordinar de dificil, aproape, da, imposibil. Și aproape imposibil. Știm că mulți misionari americani au plecat acolo, au plantat biserici și după 8-10 ani le-au aruncat în aer. E bine, aici avem pe acești oameni și avem mărturia de pildă a unor algerieni. Când oamenii aceștia se transformă în creștini, ei în propriile lor națiuni merg cu un impact evident mult mai mare decât noi europenii occidentali. Ei nu numai că merg la o populație în care se fac înțeleși, dar sunt deja un exemplu pentru ei că e posibil.
Noi suntem foarte, să zic, mișcați de un grup de algerieni cu care colaborăm și formăm, să zicem, așa ca un fel de organizare care încet, încet vrem să o extindem, pentru că dorim, asta dacă e din partea Domnului, se va împlini negreșit, o biserică pentru magrebin, pentru nord-africani, pentru că musulmanii trebuie să se afle totuși în ambientul lor cultural. Eu am rămas foarte edificați de mărturia acestor foști islamici deveniți creștini, unii dintre ei de peste 20 de ani, cu câtă dragoste lucrează ei și cu câtă pasiune în lumea musulmană, dar nu fac diferența. Ei și între musulmani și între spanioli cu aceeași dragoste și că dacă ar fi și chiar între noi românii. Și cred că noi românii avem datoria să-i cunoaștem. Așa cum avem datoria să-i cunoaștem pe evanghelicii spanioli. De ce? Pentru că suntem pe teritoriul lor, suntem acasă la ei. Cu noi copiii Domnului avem genetic în noi misiunea, pentru că Iisus este misionarul. Și dacă cu adevărat trăim acest eveniment Hristos la toate dimensiunile amplificate ale dorinței Lui de a-i salva pe cei pierduți, eu cred că noi putem transforma în scurt timp bisericile evanghelice, fie ele spaniole, fie ele române, eu le văd într-un singur, o singură unitate, într-o mare forță de evanghelizare, nu numai în Spania, ci peste tot în Europa și un ferment extraordinar pentru trezirea Europei. Unde vedeți marea provocare să mobilizați bisericile românești pentru misiune și printre spanioli și printre musulmani, dar și provocarea de a duce împreună spaniolii evanghelici și românii evanghelici la o masă, masă de slujire vorbesc, a dialogului, să fie mai uniți, care sunt prejudecățile pe care le au unii față de ceilalți și împiedică ca această forță să se unească și împreună să lupte împotriva invaziei, să zicem, islamice în Spania. Eu fac o introducere la ce urmează Ștefan să spună. Este că noi am primit o oportunitate, o onoare extraordinară să ducem în biserica spaniolă și în biserica română când ni se permite această motivare, această mobilizare ca biserica să-și împlinească mandatul care îl are din partea lui Dumnezeu. Dincolo de binecuvântarea materială, există o binecuvântare spirituală care trebuie să o dăm oamenilor și suntem din partea lui Dumnezeu glasul care mergem să motivăm, să mobilizăm ca biserica să-și împlinească acest mandat. Etniile, neamurile care sunt în jurul nostru, există un timp special și unic. Eu asta văd pentru Europa acum din partea Domnului în Duhul, că există un timp special dat de Dumnezeu. Noi când am venit în Europa, Dumnezeu ne-a vorbit, este timpul special, nu știm cât va dura. Este o libertate religioasă care, dacă nu o savurăm astăzi, dacă nu o profităm bine astăzi, mâine s-ar putea să nu mai avem, dar să nici nu mai putem face nimic și o să ne pară foarte rău. Asta trebuie să transmitem bisericii. Inima și dorința lui Dumnezeu de a mântui etniile din jurul nostru. Cu glasul ăsta mergem în fiecare biserică. Este șansa lor dată de Dumnezeu și prin noi. Asta este onoare. Asta este privilegiu. La o mână întinsă de noi. Referitor la ce spuneați ca punte de legătură între spanioli și români, eu cred că această provocare este valabilă pentru toți românii care se află în diaspora. Poate că în diaspora latină, noi românii avem niște avantaje în plus față de diaspora anglosaxonă. De ce? Pentru că suntem un popor unde avem ceva comun cu latinii. Apropierea extraordinară care se stabilește între români și spanioli, pe care eu cel puțin am notat-o, este aproape aceeași pe care am văzut-o și în Italia, între români și italieni. Avem foarte multe lucruri care ne identifică și care ne ajută să putem să colucrăm. Ceea ce însă am văzut că unde trebuie lucrat mai mult, mi-aduc aminte la o conferință care a avut loc la Biserica din Barcelona, a venit fratele Emil Birdaș și Bartoș, pardon, și a încurajat foarte mult atât liderii cât și lucrătorii din Barcelona să fie foarte atenți la faptul că n-am venit doar să fim binecuvântați. Și n-am venit doar să identificăm lucrurile negative pe care le putem întâlni între autohtonii care ne-au primit unii cu brațele deschise, poate alții mai reticenți, și prin care noi am fost binecuvântați, mai ales noi copiii Domnului, ci am venit tocmai ca să fim o binecuvântare pentru ei. Și cum o putem face asta? Încercând să vedem și să scoatem în evidență și lucrurile pozitive care le au și să vedem jumătatea paharului plin, ca pe urmă, dacă e ceva să umplem, să o dăm de la noi.
cultural vorbind și practic, noi românii avem un anumit echilibru doctrinal și disciplinar pe care spaniolii îl invidiază la noi și chiar și îl doresc. Însă cum putem să le oferim lucrul acesta stând departe și numai judecându-le defectele? Dacă nu, tocmai acceptându-le aceste defecte sau aceste limite pe care noi le notăm, ca ele să fie completate prin prezența noastră cu acele lucruri care noi le considerăm că sunt atouri. Pentru că eu consider că creștinismul niciodată n-a avut și nu trebuie să aibă frică în impactul cultural cu celelalte realități care n-au fost suficient de încreștinate. Pentru că noi românii înșiși, dacă ne uităm în istoria noastră, câte au trebuit să accepte agenții evangelizatori și misionari din tarele lipsite de respect religios sau, am spune, din tradițiile care și astăzi se păstrează ale religiilor păgâne pe care noi le-am moștenit, ataric vorbind, în istorie. Care sunt valorile pe care, iată, bisericile românești din Spania le-ar putea transmite, oferi bisericilor evanghelice spaniole? Două în mod deosebit. Ospitalitatea care ne caracterizează și pe care spaniolii, mai ales în ultima generație, au început să o piardă. Ospitalitatea față de cei care sunt diferiți de noi. Și ospitalitatea vis-a-vis de faptul că bisericile, tocmai pentru că vorbesc de ei ca agenți misionari, bisericile trebuie să fie multietnice. Noi trebuie să înțelegem, biserica română trebuie să facă efortul să înțeleagă tocmai cea din diasporă mai mult decât cea de acasă, că Iisus n-a dorit o biserică românească, spaniolă, românească sau monoculturală, da. Ci de la început a spus că eu am un popor de națiuni și că biserica mea o doresc reprezentativă a tuturor etniilor și națiunilor pe care eu le chem la mântuire. Ei bine, noi românii, din punctul ăsta de vedere, acolo suntem avantajați mai mult decât acasă, pentru că acolo suntem provocați să avem de-a face cu astfel de etnii. Eu îmi doresc, și asta e ceea ce cred că Agenția Pentecostală de Misiune poate să ajute mult biserica română din diaspora, tocmai prin aceste instrumente care avem, conferințe, cursuri și, bineînțeles, acțiuni reale în mijlocul etniilor neatinse, ca mai ales tineretul să aibă posibilitatea, prin limba nouă care deja o au și o stăpânesc pe lângă limba română, limba spaniolă sau pentru cazul catalanilor sau celor din Țara Bască, să se apropie cum... Ăsta este un antrenament pentru viitorul nostru. Să ne apropie mai mult de bisericile autohtone, că sunt ele puține la număr sau nu. Mi-amintesc când am fost în Asturia, pentru noi a fost un lucru extraordinar de pozitiv să vedem cum biserica locală română colaborează cu biserica spaniolă și ce extraordinare strategii de evangelizare reușesc să găsească împreună mult mai ușor și cum liderii trebuie să fie un exemplu pentru cei din jur. Foarte mult contează lucrul acesta. Și eu cred că este timpul ca biserica română, care a fost așa de mult binecuvântată, să deschidă larg porțile unei astfel de colaborări. Timpul trece foarte repede și imediat trebuie să punem punct acestei emisiuni, dar vreau să vă spun că mi-a făcut plăcere să vă am și să împărtășiți cu telespectatorii câte ceva din pasiunea pe care Dumnezeu a pus-o pe inima voastră pentru națiunile pierdute, în special pentru musulmani. Că sunteți acolo în Spania pentru a duce cuvântul lui Dumnezeu, în special musulmanilor, a căror număr este tot mai mare, pentru a mobiliza bisericile românești și spaniole să se implice în lucrarea transculturală și, de ce nu, de a încerca să clădiți punți de legătură între comunitățile evanghelice române și spaniole care trăiesc pe teritoriul Spaniei. Care sunt, pe scurt, proiectele de viitor, foarte pe scurt, motive de rugăciune pe care să le comunicați ascultătorilor noștri și apoi, în final, Ștefan, te-aș ruga pe tine să ai un mesaj foarte scurt pentru cei care ne urmăresc. Cu ajutorul lui Dumnezeu, aproape de o jumătate de an intentăm să oficial, legal, să deschidem o asociație. Asociație care să ne dea dreptul, prin mai multe activități, să avem accesul la o masă mult mai mare de femei musulmane și cu copiilor. Au fost lupte, au fost încercări, se pare că din septembrie o să iasă actele să funcționeze această asociație, avem nevoie de rugăciune. În asociație, practic, vom atinge multe femei din diferite națiuni, din etnii atinse, împreună cu copiilor. Prin activități ajutăm la teme de casă pe copilași, la femei ajutăm la îmbogățirea și îmbunătățirea limbei și diferite ateliere practice, nevoile casnice,
practice, de educare prin diferite seminarii și toate acestea cu un scop. Prin relații personale să putem să-L înfățișăm pe Iisus Hristos și aceste femei să ajungă prin lumina Duhului Sfânt că Iisus este Mântuitorul și prin femei, copii, să putem să ajungem și la inima bărbaților. Este un lucru practic care îl vom începe din septembrie. Vom continua cu relațiile 1-1 și unde Dumnezeu ne va deschide ușa în continuare pentru mobilizare și să fie trezit uriașul și ediile care sunt acolo și strigătul ăsta care a ajuns la Dumnezeu să facă pe acești oameni să guste, să se bucure de Hristos așa cum am primit și noi. Ca motiv de rugăciune este să susțin această lucrare, să vedem din partea Domnului bine acest timp, administrarea timpului, administrarea finanțelor, toate resursele și capacitățile care le primim de la Dumnezeu prin călăuzirea Duhului Sfânt să fie direcționate cu acest scop, etniile neatinse și biserică pentru aceste națiuni. Și de asemenea, lucrători care să vină alături de voi, de ce nu Dumnezeu să ridice din rândul românilor care locuiesc în Spania, să nu fie nevoie să fie trimiși din de către parte, bisericile din România? Ștefan, în încheiere, un cuvânt pe care te rog să-l adresezi ascultătorilor noștri. Eu am o provocare destul de constantă, pentru că am primit-o tocmai în Spania și am primit-o stând în mijlocul spaniolilor și românilor atunci când le vorbeam despre extraordinarul har care Dumnezeu mi l-a dat să mă relaționez cu oameni din cultura musulmană. Mi-aduc aminte după ce unul dintre vecinii noștri care ne-au identificat acolo ca o prezență specială din partea, culturii române, el a putut să noteze în mine ceea ce n-a notat în alți români și rămâneam foarte, foarte provocat din partea lui Dumnezeu că oamenii îl caută sincer pe Dumnezeu chiar din lumea musulmană. Unul dintre aceștia a fost chiar imam și l-a primit pe Domnul în mașina noastră, efectiv, într-un mod miraculos, pentru că n-a făcut efortul deosebit de mare ca să îl mărturisesc pe Hristos, ci a trebuit doar să fiu eu însumi spontan și să-i arăt că ceea ce eu aveam în inima mea este un lucru care îl poate avea orice om căutător de Dumnezeu. Și i-am respectat viața, aspirațiile și el a văzut lucrul acesta. Dar când l-a primit pe Iisus, a făcut o diferență teribilă. Și a fost pentru mine o mare sărbătoare să-l văd pe acest om că se bucură în pacea lui Hristos. Și că sunt mulți, mulți alții care vor acest lucru. Însă, am o provocare pentru toți cei care sunt și ne privesc, fie din țară, fie din diaspora. Noi am plecat acolo cu dorința simplă de a îl reprezenta pe regele nostru într-o lume în care și de o parte și de alta sunt extrem de mulți oameni care îl ignoră sau care îi se opun chiar. Însă ceea ce mă ține foarte apasionat sunt ultimele cuvintele lui, ale Mântuitorului, privind importanța de a duce la toate etniile, la toate limbile, la toți cei care n-au nicio posibilitate să cunoască planul de mântuire și cum aceasta nu o au decât prin noi, copiii Domnului. Am slujit unei biserici tradiționale care are o istorie de peste 1500 de ani de misiune și misiune articulată și făcută cu foarte multă strategie, dar care n-are nici autoritatea divină și nici măcar puterea supranaturală pe care eu o am astăzi și cred că ar fi o mare pierdere să nu fructificăm șansa noastră. Pe lângă faptul că când citesc în Scriptură și mi se spune că la cina mierului, acolo când mirele ne va primi, asta mi este o constantă prezență din partea lui Dumnezeu. Cu ce curaj voi putea să stau înaintea Domnului meu și să știu că am avut vecini, am avut prieteni, am avut chiar oameni de la care Dumnezeu m-a făcut să primesc bunurile de fiecare zi și cărora eu nu le-am dus cea mai importantă dintre toate veștile. Vestea că El este deja mântuit și că nu trebuie decât să accepte planul de mântuire. Și indiferent de proveniența culturală, dar mai ales a celor care n-au primit nici măcar o dată această veste, oare cu ce curaj aș putea să mă prezinte în fața mielului și să-i spun că am făcut tot ceea ce a depins de mine ca oamenii ăștia să fie mântuiți. Și cu toate acestea să știu că am avut multe oportunități pierdute. Sunt atâtea pasaje din Scriptură care mă obligă
De multe ori și văd asta între noi românii. Ne place să folosim totdeauna cuvintele care ne dau nouă binecuvântări. Însă nu acceptăm cu ușurință unele mustrări pe care vin din partea lui Dumnezeu și mai ales în privința celor din jurul nostru pierduți, că poate chiar încă mai este ceva de făcut pentru ei. Islamul din Europa este o provocare enormă pentru ca noi să redevenim creștini autentici și să redevenim ceea ce au fost primii înaintași de la care atât de mult ne inspirăm. Și mi-aduc aminte și continuă aici să folosesc cuvântul Ion Damaschin. Eu aș vrea ca biciul acesta să mă facă să trag mai tare la căruță. Și chiar dacă poate pe drumul acesta aș putea să mă pierd, ce importanță are? Poate ei deja vor urca în căruță. Mi-aduc aminte de Filip, cum a fost folosit de Duhul Sfânt ca să meargă pe drumul acela deșert, deși avea toate aplauzele din Samaria, să meargă pe drumul deșert și să îi prezinte uneia care deja începea să citească din Scriptura, să îl prezinte pe Salvator. De la etiopianul acesta există surse oficiale că există o națiune întreagă creștină în Etiopia. Ce n-ar putea să facă Dumnezeu cu mărturia noastră? Eu cred că poate să facă imposibilul, când noi facem posibilul. Mulțumesc tare mult, Ștefan, Ioana. Să rămânem, stimați telespectatori, cu această provocare pe care Domnul ne-a lansat-o prima dată și a fost repetată în aceste emisiuni mereu și mereu, că suntem chemați, suntem datori să ducem vestea bună la toate grupurile etnice. Vă aștept cu multă bucurie și cu multă dragoste săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, să urmărim împreună emisiunea Până la marginile pământului. Și nu uitați, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp. La revedere!